Credincioși, seminariști și studenți teologi au participat în această seară la liturgia darurilor înainte sfințite, săvârșită la Catedrala Episcopală din Baia Mare. Tot în această seară a fost citită și cea de-a patra parte a canonului Sfântului Andrei Criteanul. Potrivit tradiției, preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat prima sfântă liturghie a darurilor înainte sfințite din postul mare la mănăstirea Rohia. În această după-amiază, Irahul a revenit la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, unde s-a rugat împreună cu cei prezenți și a rostit un cuvânt de învățătură. Preasfinția sa a vorbit despre specificul acestei slujbe. Slujind la Catedrala Episcopală, de când am sfințit demisolul Catedralei, am adus atmosfera duhovnicească împreună cu un alt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, de la Mănăstirea Rohia în Baia Mare și în toată Episcopia și cu precădere, în special la Catedrala noastră Episcopală, unde Slujba canonului o facem după aceeași rânduială, ca la Mănăstirea Rohia. Avem o tradiție sfântă și un legământ și un îndemn pe care l-am primit de la Înalt Preasfințitul Iustinian să săvârșim după tradiția străveche, sfânta liturghie a darurilor înainte sfințite, la ceas de seară, deci după slujba canonului, să și sfânta liturghie darurilor înainte sfințite pentru înghierea și bucuria credincioșilor, a celor care, după patru zile de post și mulți dintre ei de ajun, participare la canon, se mărturisesc și se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului spre a primi putere pentru această călătorie duhovnicească de șapte săptămâni, 40 de zile plus săptămâna Sfintelor Pătimiri în această vreme de mare încercare și strâmtorare pentru frații noștri creștini din Ucraina, ne-am rugat în fiecare zi și în fiecare seară, am citit rugăciunea rânduită la vreme de război, de pribegie, de durere, de înfricoșare, de suferință și moarte, pentru ca războiul să înceteze și pacea să-și spună cuvântul și oamenii să își asume rațiunea și înțelepciunea pentru a curma suferința, care este nemăsurată și care nu poate fi evaluată în niciun fel de măsuri omenești, ci numai Dumnezeu cunoaște suferința oamenilor care trec prin aceste situații disperate. La Catedrala Episcopală din Baia Mare, pe toată perioada Postului Mare, liturgia darurilor înainte sfințite este oficiată în fiecare zi de luni până vineri, începând cu ora 17.